Ziua de sâmbătă a fost una dedicată sportului cu mingea de celuloid. În sala complexului Marin Anastasovi s-au adunat emoții la peste 120 de copii susținuți de familiile lor, care au venit din București, Slatina, Olt, dar și din Giurgiu. A avut loc a 5-a ediție a Cupei Primăverii la tenis de masă, ce a pus la bătaie diplome și medalii pentru tinerii sportivi, care s-au străduit să dea tot ce au mai bun. Competiția a fost pe categorii, băieți și fete cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani, dar și mai mari, 11 și 13 ani. Turneul s-a desfășurat pe grupe, apoi cei care s-au calificat mai departe au jucat în stil piramidal. Ce aș vrea să scot în relief, nivelul tehnic foarte ridicat, neașteptat în comparație cu edițiile precedente ale copiilor. Deci se vede că la cluburi se lucrează foarte, foarte intens și serios totodată. La noi contează extraordinar de mult concursurile, iar concursurile. Dacă nu jucăm degeaba, facem antrenamente peste antrenamente. Pentru cei care nu au trecut de grupe, s-a organizat un turneu de consolare și astfel mai mulți copii au plecat fericiți de la Giurgiu. Pe 25 aprilie, în orașul nostru, va mai avea loc Olimpiada Națională la tenis de masă, în faza finală, unde sunt așteptați participanți din toată țara.